În zilele precedente au fost organizate expoziții, întâlniri a oamenilor care se ocupă de scris și carte, iar astăzi s-au amintit de succesele avute în cei 10 ani, de proiectele realizate, planurile și programurile care trebuie realizate în cadrul institutului. În acești 10 ani ne putem bucura de relațiile culturale și științifice strânse între Institutul nostru de Cultură și Academiile de Știință și Artă din Serbia, România, Croația și Muntenegru. Astăzi am avut prilejul ca printre oaspeții noștri să avem foarte multe oficialități și foarte mulți colaboratori interni și externi din țară și din străinătate. Eu personal m-am angajat cu contribuții științifice pe aceste teme, cuprind în edițiile anuarului Institutului de Cultură al Românilor din Voievodina sau în Piramida sau în Tradiția, publicații care a însoțit activitatea Institutului de Cultură din momentul apariției sale până în zilele de astăzi. Sper din tot sufletul ca această colaborare să continue. La mulți ani institutului și mult succes în continuare!